Bună seara ai mei deja ascultători și viitori ascultători ai acestui podcast intitulat După ce l-am culcat pe Paul. Se cheamă așa pentru că este înregistrat după ce îl culc pe Paul, băiatul meu care are un an și 9 luni și se îndreaptă vertiginos spre 76 de ani. Că într-adevăr, când ești copil, vârsta îți este spusă exact câți ani are băiețelul. Are un an, 9 luni și 3 zile. Odată cu trecerea timpului, nu mai e nimeni atât de exact, nu mai e nimeni elvețian în a-ți spune vârsta. Deja după, cred că de la 3 ani, cred că nu mai, cred că o întind și după 2 ani oamenii nu mai țin, ba da, 2 ani jumate, 3 ani și 3 luni, dar după un timp cumva nu mai e nimeni atât de elvețian, cum am mai zis, în a spune vârsta exactă. De la 6 ani, câți ai? 7 ani și 3 luni. Nu ne pasă, ești deja la școală, ai intrat deja în sistemul, în societate, în sistemul societății. Tinere, puneți casca de inginer pe cap și treci la muncă. Nu ne pasă cât ani ai exact și câte luni și câte zile. De aceea este și filmul 432, pentru că na, nu poți să spui așa despre acel avorton, că avea în jur de, avea exact. Dar nu mai contează de la o vârstă și la fel în relație. Când ești până în 3 ani, este foarte important, e foarte exact relația. De cât timp sunteți împreună? De 3 luni și 3 săptămâni, de 4 zile, de 6 luni și cred că o oră. După 3 ani deja, de cât timp sunteți? De o viață. Mai lasă-ne să și trăim. Întrebarea asta este de cât timp sunteți împreună, e deja supra-solicitată în stand-up, de cât timp sunteți împreună. De femeia zice exact, bărbatul se fâstăcește și iată de aici umorul care ne descrie pe noi ca oameni, bărbații că îi doare în fund de cât timp a petrecut deja cu femeia pentru că știe că va mai petrece și femeia pentru că ea calculează tot. Na, acum nici nu știu dacă e adevărat despre majoritatea femeilor sau majoritatea bărbaților ce am zis eu acum, dar mi este scuzat pentru că na, nici nu mă ascultă toată lumea să zici că mă ascultă Barack Obama și chiar e ceva extraordinar, toată lumea învață. Sunt în mare parte bălării. Pentru cei care au început să urmărească ce fac eu și cu Vio, ne-am hotărât foarte frumos să dăm drumul la niște videotocuri. Mi-a plăcut mie să dau această denumire pentru că sunt niște discuții băiețești, niște bălării, efectiv, dar sunt pline de imaginație. Mintea noastră e oarecum antrenată să facă treaba asta și atunci dăm frâu liber imaginației pe aceste subiecte. Dar da, așa cu vârsta, după ce îl culc pe Paul, eu înregistrez acest podcast și de aceea este vocea atât de domoală și de liniștită și de relaxată, pentru că nu vreau să-l trezesc. Am un mic stres că poate cine știe dacă mă aprind cam tare, poate îl trezesc, ceea ce n-aș vrea să se întâmple, pentru că sunt novice în viața de tătic și de familie, n-am deloc experiență. Îmi place, vine cu suișuri și cu coborâșuri, vine și cu momente în care te bucuri ca prostul, efectiv, este o bucurie ce nu-ți poate fi dat altfel, și anume bucuria să vezi un copil care se dezvoltă, care evoluează, care învață să vorbească. După 3 zile de pauză, am vorbit cu el doar un pic la telefon, am ajuns acasă, a stat cu bunicile, v-am zis, Irina nu e cu celălalt copil la spital. Și a mai gângurește altfel, dacă îmi permite să vă zic treaba asta. Are noi gângureli, nu zice cuvinte ca
fantasmagorie sau surprinzător. Interacțiune. Nu. Are altfel de gânguri ale ce era înainte. Acum e. Deci, în fiecare zi ne schimbăm. Asta ne învață un copil, că în fiecare zi e o schimbare majoră. Dacă vă jur, 3 zile cât am fost plecat și mă întorc acum, parcă e alt om. Parcă a crescut incredibil de mult. Mi se pare incredibil. Dar sunt, na, v-am zis, novice în toată treaba asta. Acum eu am un subiect de discuție și anume, mă tot gândeam când o să vină copiii mei rupți în gură acasă. E clar că o să se întâmple asta toată viața între oameni și la mine e clar, pentru că ai mei părinți sunt convins că s-au întors la un moment dat acasă băuți și au trecut prin niște povești cu părinții lor. Eu am trecut prin aceste povești de m-am întors acasă băut sau rupt în gură. Hai să generalizăm rupt în gură pe o anumită substanță sau pe o anumită. Na, o să elaborăm un pic mai încolo. Și sunt convins că o să pățesc și eu același lucru pentru că am din ce în ce mai mult consider că cam dacă ai fost un copil cât de cât, nu știu, nu ai creat probleme, dar ai supărat în anumite privințe părinții și tu din perspectiva ta egoistă n-ai înțeles ce s-a întâmplat acolo și nu ți-ai înțeles părinții că s-au comportat, s-au manifestat la modul acela. Cumva când ai copii este karma. Eu cred că copiii sunt karma. Ca să vezi și tu ce înseamnă să fii copil, să înțelegi mai bine chestia de copil. Copilul când este mic, el nu știu dacă este egoismul, nu aș vrea să zic egoismul, dar punctul de vedere sau orizonturile sunt mai restrânse, sunt mai mult în jurul lui. El nu face prostii, dar el trăiește și învață din orizontul acela oarecum mai restrâns. Și așa când ești părinte și ai un copil, începi să-ți vezi și ție copilăria și începi să înțelegi părinții, încerci să-l înțelegi pe taică tu de ce s-a manifestat la modul ăsta, încerci să înțelegi pe maică ta de ce a procedat la modul ăsta. Și acum mi este dat să văd și eu și mi-am pus întrebarea, wow, când am fost să ajung acasă, băut, rupt în gură de fapt, cum o să mi se întâmple mie? Că na, acum vremurile s-au schimbat, ai mei m-au educat cât de cât să nu încerc alte lucruri în afară de alcool. Cu tutunul era foarte grav dacă eram prins că fumez, pentru că într-adevăr poate că știau chestia asta sau poate că pur și simplu o intuiau, dar știau că tutunul este cel mai grav dintre toate pentru că el creează foarte rapid dependența și nu prea poți să scapi nici de gestul psihologic cât de a fuma, nici de toate asocierile pe care le ai odată ce prinzi acest viciu de fumat. Acum mă gândeam că s-au schimbat un pic vremurile, s-au schimbat un pic substanțele. Alcoolul, deși este singurul legal, pe lângă el au mai apărut și verișorii lui imigranții, cum îmi place mie să-i spun, ăia de vin de prin toată lumea, că vin din Africa, că vin din America de Sud, că vin din Jamaica, că vin din Rusia sau Germania sau, mă rog, din Germania mai puțin. Ideea este că au apărut tot felul de substanțe. Acum, eu pe unele le cunosc. Eu, sincer să fiu, am avut curiozitatea de a încerca unele substanțe doar pentru treaba asta. În caz că vine copilul acasă pe o anumită substanță, să știu pe ce e. Deși, țin să mărturisesc că există o mică capcană la această treabă și anume, în momentul în care ești consumator, în momentul în care ești consumator de o anumită substanță, cumva înțelegi simptomele respective, ce-ți face iarba, ce-ți face ecstasy-ul, ce-ți face cocaina sau ce-ți face LSD-ul sau ciupercuțele sau trufele sau și așa mai departe și cumva
când îți dorește acea substanță și nu se întâmplă să ai la tine, cumva oamenii care au simptomele respective, tu te duci rapid cu gândul că e clar că e pe substanța aia. Când vezi un om mai agitat, e clar că a băgat ceva. Când vezi un om mai vesel, e clar că a băgat ceva. Când vezi un om că delirează pur și simplu în gândire, e clar că e pe ceva. Și uităm pur și simplu că noi de la natură putem să fim high, putem să fim amețiți de la, fără să băgăm nimic. Este pur și simplu de la noi. E în noi toată treaba aia, că ne o activăm oarecum cu o substanță sau putem să o recunoaștem ascunsă acolo, consumând o substanță, asta e altceva. Dar noi avem un natural high, avem un natural high și de asta mi se pare incredibil că am făcut acele filmulețe cu Vio în care ne distrăm pur și simplu și toată lumea ne întreba, mamă, ce au băgat ăștia, e clar că vreau și eu. Bagă bucurie, băgați fericire, băgați discuție cu un prieten și imaginație și poate obțineți la modul natural high. Nu vreau acum să zic că da, am fost consumator, am consumat anumite substanțe, dar ele mi-au deschis ochii către natural high-ul ăsta, către bucuria pur și simplă. N-am renunțat încă la toate. Încă mai consum bere, încă mai fumez din când în când un joint așa de bucurie, bineînțeles, când îl găsesc pe stradă, că nu-mi permit să fiu luat acum și să-mi pierd ani din viață în pușcărie doar pentru că când se întâmplă, se întâmplă. Când nu se întâmplă, n-am nicio problemă. Dar cert este că putem să intrăm în capcane de dacă știm cam care sunt simptomele, când vine copilul acasă, poate să fie el foarte bucuros, mulțumit, să începem să-l judecăm sau să-l condamnăm, că poate cine știe, începem să-l suspectăm că poate a băgat ceva și este, ia să vedem, să-l testăm. Dar copiii poate să fie pur și simplu bucuroși, fericiți, de natural high, de aceea dacă cumva vine copilul acasă pe anumită substanță, prima dată m-am gândit să nu reacționez în niciun fel, ci să mă bucur dacă vreau împreună cu el, că știu că e o maximă bucurie, e oribil să ai panică pe mamă dacă ajung acasă și mă ia ăsta tare și e oribil. Așa că dacă aș putea așa de bine, mi-ar plăcea foarte mult dacă aș putea să reacționez pozitiv, adică să mă bucur cu el, să-l întreb, băi, sau de fapt și să nici nu-l întreb, să intru în filmul lui, să mă bucur cu el, că e oribilă panica asta, vă jur, mi s-a întâmplat la un moment dat cu o fostă prietenă de-a mea cu care stăteam în casă și la un moment dat am plecat la un prieten și un prieten care, din păcate, el era un om mai, nu știu ce s-a întâmplat cu viața lui, dar băga heroină, cocaină și așa mai departe. Și am fost pe la el pe acasă și am fumat un joint și după ce am plecat de acolo, bineînțeles, înainte să plec, mă luase o panică foarte tare de la el, că aveam așa gânduri că, nu știu, venea un fel de energie din partea lui și pe iarbă am simțit-o altfel și am plecat de acolo foarte panicat. Tremuram așa cu un pic de teamă și am ajuns acasă după ce m-a liniștit vreo jumătate de oră și m-a luat iubita mea de atunci că ai băgat heroină cu asta, că uite, ești palid. Ceea ce deodată am început să am o panică că poate chiar am băgat, că te tâmpește iarba asta când ajunge să ți-o dea urât, chiar e nașpa. Și începusem. Atunci a fost un moment în care am avut așa o prezență de spirit și am fost, bă, da, stai puțin, dar eu nu știu realitatea, adică n-am băgat nimic, hai să lămuresc toată situația. De aceea, cumva, substanțele astea consumate exagerat un pic, poate să te ducă într-o zonă mai dubioasă și să nu înveți nimic. Ok, iarba deschide, înțeleg, dar trebuie consumată medicinal, să spunem, adică nu băga în tine până ajungi să-ți descoperi boli sau schizofrenii sau să te sperii sau să iei paranoie și alte nebunii. De aceea
Consider această treabă doar o întâlnire. Consider substanțele acestea doar niște întâlniri și nu relații. Asta e foarte important să ai. Substanțele trebuie să le tratezi ca pe niște aventuri de o noapte. Asta e foarte bun. Chiar trebuie să le tratezi la modul, băi, ne vedem în noaptea asta, poate ne consumăm unul pe celălalt, dar mâine dimineață o să mă văd cu realitatea că eu cu realitatea am o relație de lungă durată. Și de aia sunt o felul. Ideea este că eu unul am trecut prin treburile astea, adică am ajuns acasă băut și încercam. Asta este foarte. Chiar mi-aduc aminte că de multe ori când mă întorceam de la, din discoteci sau din cluburi sau când eram în Bacău mai tânăr, mai puștan așa și plecam și ziceam că mă întorc la ora 1 și mă întorceam la ora 4, o băusem un pic mai mult decât consideram eu că este ok ca să mă simt bine și în beția respectivă și cu fumat și cu toate nebuniile ajungeam acasă și eram mai precaut decât dacă eram treaz. Pentru că în momentul în care ești un pic capțiguit, devii mult mai precaut când te ia panica aia să nu se trezească ai mei, cheia în ială când era băgată, fiecare piedică pe care o lua cheia în ială era exagerată în capul meu, era hiperbolizată, era bum, și după aceea când era să deschid ușor, ușor se auzea un clang deodată pe scară care prindea un ecou de la parter până la etajul 10 și se ducea până în spațiu, cred că ajungea la melodia aia lui Elvis din spațiu pe care au lansat-o ăștia și când ajungeam în casă și mergeam tiptil, e foarte greu, este echilibristică între doi versanți, ce se întâmpla în apartament, cu să nu-i trezesc pe mei, să mă dezbrac. Dezbrăcatul este oribil când ești băut, pentru că eu nu înțeleg oamenii care au făcut acum pantalonii ăștia cu jos sunt foarte strâmți. E clar că sunt făcuți de către părinți împotriva copiilor să vină băuți acasă. N-ai cum să ți-i dai jos. N-ai cum. Dacă ești băut, nu ai cum. Aia ți-i dai jos doar treaz. Așa îți dai seama când e copilul îmbrăcat în pat, deja te-ai prins. Ai băut aseară, ai consumat lucruri, nici n-ai putut să te dezbraci, să-ți fie rușine, du-te la tine în cameră, ești deja la tine în cameră, o să ies eu din camera ta, sunt deja în casa mea. Dar, vă zic, este foarte dubios pentru că apar tot felul de substanțe, cum ar fi legalele, cum ar fi prafurile care poate să te ducă spre pierzanie, dar nu uitați un singur lucru, dragii mei copii, este consumat cu la jumătate de măsură, tot timpul jumătate. Dacă ești pe stilul de sfert, o să supraviețuiești în acest pământ și o să înțelegi. Dacă ești pe stilul că nu o să bagi niciodată, dragul meu om, mie mi se pare că ești deja un om puternic și un om care știe ce înseamnă viață și nu știe ce. Așa sper copiii din ziua de astăzi, dar na, e o speranță pe care posibil și părinții mei s-o fi avut cu generația mea și iată-ne, nu suntem distruși, doar că nici nu mai avem mult. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper că am avut lucruri și gânduri bune în acest episod, în acest podcast.